Bună, bine v-am regăsit la mine pe canal sau bine ați venit dacă sunteți noi aici. De data asta începem vlogul săptămânal într-un mod un pic diferit. Nu v-am mai filmat nimic încă de dimineață, dacă știți, eu așa obișnuiam să fac. Am zis să încep direct să vorbesc cu voi. Și mă vedeți așa machiată și aranjată pentru că îmi plănuisem să filmez un videoclip. Doar că au intervenit niște chestii, sincer nici starea mea nu este potrivită, nu mă simt în acel mood pentru a filma. M-am aranjat eu, m-am machiat, mi-am pregătit pe aici toate chestiile și după aia a început să se facă gălăgie și am zis nu, clar, asta nu e zi de filmat. Mă simțeam puțin constrânsă de faptul că nu mai am videoclipuri filmate și nu o să mai am ce să postez pe YouTube și de asta am zis să filmez ceva, dar se pare că toată starea mea a contribuit să nu se întâmple acest lucru, să nu apuc să filmez, dar asta este, nu vreau să fac ceva doar de dragul de a face, nu o să fac, dacă nu o să intre videoclip nou miercuri sau sâmbătă sau chiar și luni. Nu știu exact cum o să mă organizez de acum înainte. Știu că ar trebui să-mi fac timp și pentru YouTube. Oricum, din câte am văzut, vă plac foarte mult vlogurile săptămânale și am primit de fiecare dată numai și numai reacții pozitive, numai gânduri frumoase și comentarii apreciative. Și eu mă bucur tare mult pentru asta. Într-adevăr, mi-este și mai ușor să filmez vloguri săptămânal pentru că nu necesită chiar atât de mult timp. Mă refer că, în mod normal, când filmez un clip static în care vreau să vă vorbesc despre ceva sau să vă arăt ceva, trebuie mai întâi să mă machiez, apoi să-mi instalez telefonul, trepiedul, laptopul, microfonul, astfel încât să și înregistrez cu o calitate bună ceea ce spun. Și am nevoie de un pic mai mult timp pentru lucrurile astea și cum ferestrele de la facultate sunt cam de 2 ore, nu prea am timp să fac acest lucru și nu vreau să aduc o notă tristă, o să fac totul exact așa cum am timp și cum îmi găsesc răgazul să filmez. Deci, da, cam asta este introducerea. Astăzi este luni, am avut un curs până acum. Acum este ora 11:21 și trebuie să am și un seminar, dar este o poveste atât de lungă și atât de neplăcută cu acest seminar, nu știu dacă o să-l am. În fine, o să văd dacă am acest seminar sau nu. În rest, mai am un curs tocmai de la ora 6, așa că până la ora 6 zic eu că am destul timp să fac multe lucruri. Imediat cum o să termin de vorbit cu voi, o să merg să spăl niște vase, de fapt să le clătesc pentru că apoi le bag la mașina de spălat vase. După care aș vrea să termin de editat, pentru că aseară m-am apucat de editat vlogul săptămânal și l-am editat cam pe tot. În mare parte este editat, mai am de editat ziua de sâmbătă și de duminică. Și vreau să termin și cu acest vlog și să-l pun la urcat pe YouTube. Sper să se urce în timp util. Pentru săptămâna asta îmi propun să termin de citit Doamna Bovary până vineri, când o să am eu curs. Și până atunci aș avea termen să citesc această carte, încă nu am început-o, dar nu este chiar atât de groasă și zic eu că am timp să o citesc. Și în rest am acolo una dintre comenzile plasate de Black Friday, o să vă arăt și vouă când o să-l despachetăm. Este ceva extrem de drăguț și cred eu că ar merita să-l aduc și în atenția voastră. O să mai vedem ce se mai întâmplă pe parcursul acestui weekly vlog. Acum o să merg și eu să spăl vasele și ne auzim un pic mai târziu. Iar acum am pus să transcriu una alta, pentru că v-am mai spus că nu apuc întotdeauna să scriu tot și mă voi ocupa de acest lucru. Între timp, pe după amiază, nu am avut chiar o stare bună,
așa că am preferat să mă odihnesc, dar e ok, acum mă simt mai bine și vreau să mai recuperez cât de cât din treaba pe care o aveam de făcut. Am reușit să citesc niște chestii și să fac o temă pentru mâine, iar acum mă voi ocupa de transcrierea cursului, după care deja e ora 8 aproape și apoi nu știu sincer dacă voi mai face mare lucru. Aș fi vrut totuși să încep să citesc ceva, nu sunt sigură de asta, dar cam asta s-a întâmplat astăzi pentru că ziua este aproape pe final. Bună dimineața! Astăzi este marți și v-am filmat deja câteva cadre. Acum este în jur de ora 9 și eu m-am pus aici în fața mosei de machiaj. Am pus aici un ring light pentru telefon să mă vedeți mai bine pentru că afară este o vreme minunată. Adică este extrem de încețoșat și e întuneric totodată. Deci nu prea se vede bine și am zis să ajut cumva cu acest ring light micuț. Acum vreau să mă machiez puțin și nu că aș merge undeva sau aș face ceva special, pur și simplu așa mi-a venit mie să mă machiez astăzi puțin, să mi armonizez puțin trăsăturile feței. Am revenit cu crema și ce vă spuneam, cred că vă spuneam că m-am trezit în dimineața asta. Pe la 8 fără ceva m-a trezit sora mea. Pe de o parte e mai bine așa pentru că am și eu timp de mai multe chestii. Înainte să încep cursurile, eu încep de la ora 8 în fiecare zi lunea și odată la 2 săptămâni încep de la 8 și vinerea. Până acum am luat micul dejun, mi-am făcut niște cereale cu iaurt de data asta, apoi am clătit niște vase. După care, cred că am scos rufele din mașina de spălat și le-am băgat în uscător. Acum merge uscătorul și sper să nu se audă zgomot. Am închis eu ușa la bucătărie. Și astăzi am cursuri de la ora 10. Prima dată am sport. Eu m-am echipat, sunt îmbrăcată cu pantaloni de training și o bluză la fel mai sport. Mi-am rezolvat temele pe care le aveam de rezolvat. Nu știu cum se face, că pe mine tot mai au un pic răceala, deși în casă stau destul de îmbrăcată, chiar dacă e cald. Mie întotdeauna mi-e frig, întotdeauna am picioarele reci, nasul rece și roșu. Afară nu prea ies, cine știe ce, sau dacă ies oricum mă îmbrac foarte bine, nu știu exact de ce m-a luat răceala, dar mă rog, nu se știe. Trebuie neapărat să mă apuc să citesc, să încep Doamna Bovary, pentru că încă nu m-am apucat să citesc. Ieri aș fi avut mai mult timp la dispoziție, doar că mi se pare că v-am spus și aseară că nu m-am simțit extraordinar, nu știu, n-am avut cea mai bună stare per total și am preferat să mă odihnesc puțin după amiază și nu am apucat să citesc ieri, dar cu siguranță vreau să încep astăzi. Neapărat trebuie să fac asta. Și mai am aici pe măsuță niște, de fapt e un întreg mormanul de culegeri și tot felul de auxiliare, caiete pentru limba română. Nu sunt ale mele, sunt ale surorii mele, dar i-am spus să mi le oprească pentru că mă gândesc să fac masterul pe limba română, adică ar fi și asta o posibilitate, nu m-am hotărât încă. Și cine știe, o să am nevoie de niște cărți de gramatică, de exerciții. Ia uitați ce am eu aici, mai devreme, tocmai ce a sosit curierul și ne-a adus noua imprimantă, încă nu am instalat-o, am luat aici
laptopul și am tot ce trebuie pentru a o instala și de asta o să mă ocup acum. Probabil o să vă arăt și voi imediat cum termin să o instalez. Bună, ce faceți? Astăzi este ziua de miercuri și apuc abia acum să vorbesc cu voi undeva deja spre noapte. Afară este întuneric, dar să știți că nu este chiar atât de târziu, este abia 4:30, dar acum se întunecă foarte devreme. Voi știți că eu am cursuri full la facultate astăzi. Am avut foarte multe cursuri și chiar nu mi-am găsit niciun moment în care să deschid telefonul și să vorbesc cu voi. Nu cred că am filmat absolut nimic pentru astăzi, dar acum eu mai am un singur curs pentru ziua de astăzi de la 6. Dar astăzi este ziua de naștere a surorii mele și am pregătit o mică surpriză. Ea acum nu este acasă și sper că va rămâne surprinsă în momentul în care va veni. Știu că aseară v-am spus că am luat o nouă imprimantă, așa este, e chiar aici, am pus-o aici de data asta. Pe cealaltă o aveam aici undeva unde am pus cărțile Harry Potter, dar pe aceasta am pus-o aici. Haideți să întorc puțin telefonul și să vă spun câteva lucruri despre ea. Aceasta este imprimanta. Aici am adăugat eu niște coli și de asta stă un pic ridicat acest compartiment, dar ar trebui să stea normal. Este una de la Epson. Mă rog, am luat aici o foaie, dar nu mi-am dat seama că scrie modelul și aici. Este una destul de mică și îmi place că este atât de mică, iar noi am luat-o pentru că imprimanta veche s-a cam stricat, o aveam deja de câțiva ani și aceasta ne place tare mult. Pe aici ies foile și în momentul în care nu o folosești poți să ții chestiile astea închise și atunci arată mult mai bine. La fel și aici trebuie să bagi colile în momentul în care printezi, dar în mod normal poți să ții acest compartiment închis și ea se poate conecta atât prin Wi-Fi cât și prin USB. Noi acum am lăsat-o conectată prin Wi-Fi. Ne-am uitat și la opțiunea asta, ne-a interesat să fie și pe Wi-Fi pentru că e mult mai ușor așa. Este compatibilă sau am conectat-o atât la Windows cât și la macOS. De asemenea, acesta a fost un alt criteriu după care am luat-o. Poți printa, poți scana și poți chiar face copii, adică funcționează ca un Xerox normal. De data aceasta am ales să luăm o imprimantă cu un mod de umplere puțin diferit. Aici sunt compartimentele pentru cerneală și cam așa se pune cerneala aici. Am pus deja aseară sticluțele de cerneală, nu mai este pe cartuș. Și aici arată și nivelul, nu cred că vă dați voi seama, dar aici arată și nivelul cernelei. Am apucat să scot doar aseară niște foi pentru test, dar în rest deocamdată sunt foarte, foarte mulțumită de ea și cred că este o alegere bună. Tot astăzi am stabilit și un nou test la LEC. Trebuia să dăm acest test de mult timp, dar astăzi am hotărât data, îl vom da luni, așa că trebuie să mă pregătesc. Până acum mi se pare că am înțeles destul de bine materia și exercițiile, că va fi un test dat pentru seminar, adică vom face numai exerciții, dar bineînțeles trebuie să mă mai pregătesc pentru el. Ah, și un lucru pe care mai voiam să vi-l spun este că aseară m-am apucat să citesc, m-am apucat de Doamna Bovary și am reușit să citesc parcă aproape 100 de pagini, 90 cred, parcă așa. Și până acum este o cărticică destul de interesantă, mă prind încet încet despre ce e vorba și am așa niște presupuneri și niște planuri cam ce se va întâmpla în continuare în carte, dar aștept să văd dacă este așa. Astăzi nu am apucat să citesc deloc din ea, nici nu știu dacă voi mai apuca. Oricum voi încerca, dar mi se pare că se citește mai ușor. Și acum gata, o să închid și eu telefonul, o aștept pe sora mea să vină acasă și să-i fac surpriza. Dar înainte să vină ea, haideți să vă iau repede să vă arăt și tortul. Acesta este tortul pe care i l-am comandat. Un pic mai devreme a venit cineva de la adresa dulcea lui Lexi, v-am spus că noi suntem fani. A venit cineva și l-a livrat și este exact așa cum îmi imaginam. O să încerc să vă filmez un pic și în interior când îl vom tăia sau să vă inserez o poză ceva, dar este fix prăjitura pe care am mâncat-o acum câteva vloguri când am făcut un videoclip de genul Instagram îmi controlează viața. Este o prăjitură cu blat de cacao, dar are și ceva fructe în interior. Am vrut să fie un pic mai fresh, să nu fie tot din ciocolată. Și îmi place la nebunie cum arată, este perfect, sper să-i placă și ei.
I-am pus aici lumânările și cam ăsta este tortul. Și totodată i-am pregătit aici și un mic cadou. I-am luat o brățară pentru ceas, ea are un Apple Watch și își dorea o altă brățară, așa că i-am luat exact ce și-a dorit ea și sper să se bucure. Hei, astăzi este o nouă zi și am pus aici telefonul să mă vedeți un pic mai bine în față și am prins și acel mic ring light să fiu cât de cât mai luminoasă pentru că nu sunt atât de mulțumită de lumina din casă și astăzi este o nouă zi, cred că v-ați dat seama deja de asta. Astăzi, din nou, a fost o zi, la fel ca ieri, foarte aglomerată, am fost pe fugă și nu am avut timp să deschid telefonul, să vorbesc cu voi, dar nici măcar nu am făcut ceva foarte interesant astfel încât să vă arăt. Am participat la cursuri, am avut de la ora 10 până la ora 2 și m-am enervat destul de tare pentru că astăzi s-a tot întrerupt curentul, a fost luat câteva minute bune, câteva ore, cred. Apoi iar a fost dat, iar se lua și mă enervam foarte tare pentru că aveam cursuri în momentele acelea. Și la un moment dat și conexiunea datelor mobile a fost extrem de proastă, nu știu ce a fost, dar mă bucur că a trecut și cât de cât am putut să ascult la cursuri, dar nu am înțeles cine știe ce. Sper ca mâine să nu mai fie nicio problemă. Am aici lângă mine un coș plin de haine pe care doar ce l-am luat din uscătorul de haine și vreau să mă ocup să împachetez aceste haine și să le pun pe fiecare în dulapurile lor. Iar mai apoi pentru seara asta aș mai avea, să zic așa, 3 sarcini de realizat și anume vreau să împrintez niște cursuri, că dacă tot am luat imprimanta nouă am zis hai să o pun totuși la test. Astăzi am mai printat înaintea cursului de LEC, am printat handout-ul pentru curs și chiar a funcționat de minune, super rapidă, super silențioasă. Și asta voiam să mă ocup un pic și de printatul unor cursuri. Mai întâi vreau să le iau nu neapărat din punct de vedere al priorităților, vreau să le iau un pic mai încet pentru că așa simt în momentul ăsta să fac lucrurile. După ce strâng hainele și printez cursul, trebuie neapărat să fac o temă pentru mâine, pentru ora 10 sau ora 8. Mi-am luat agenda să mă uit să nu greșesc. Pentru ora 10, da. Am o temă de făcut, o temă cu traduceri pentru cursul practic de italiană. Și trebuie neapărat să mă ocup de această temă. Iar mai apoi, din timpul pe care îl voi mai avea pentru această seară, vreau să continui să citesc Doamna Bovary. Iar mâine este vineri, este ultima zi de cursuri, vine weekendul și mâine am doar 2 cursuri. Trebuia să am 3, dar pe al treilea nu-l mai am, așa că o să termin la 2. Iar pentru mâine aș avea mai multe planuri, printre care să ajung până în oraș, să gătesc ceva și nu știu să văd ce o să mai fac, dar s-a întâmplat o chestie, haideți să vă povestesc și vouă puțin. Ce s-a întâmplat? Am dat o comandă la Avon zilele astea, cred că făceam vlog săptămânal, nu știu dacă v-am menționat pe aici pe undeva, dar în fine, vă zic acum, am dat o comandă la Avon. Nu aveam nimic special ce voiam să-mi iau, dar am zis să dau o comandă pentru a participa la încă o campanie cu cei de la Avon și Bastor pentru a promova 2 produse pentru buze. Și din greșeală eu am trecut doar județul, am scris doar Călăraș, nu am trecut adresa completă. Și am trimis așa comanda, am văzut apoi că nu mai putea fi modificată nicăieri adresa, am sunat la ei, ei mi-au spus să revin mâine și tot așa, până am ajuns în ziua în care au predat coletul curierului și atunci mi-au spus să revin în acea zi cu adresa pentru ca ei să spună curierului mai departe adresa completă. Între timp pachetul a ajuns la sediul Fan Curier din Călăraș și am zis că ok, dacă a ajuns la sediul Fan Curier din Călăraș pot merge și singură
să iau coletul, pentru că ei mi-au spus că se percepe încă o taxă suplimentară de 33 de lei pentru 7 km, cât sunt din comuna mea până în județul Călăraș, unde au ei sediul. Și am zis că mi se pare o taxă mare și mai bine mă duc eu să iau coletul. Ei bine, cei de la Avon mi-au spus că pot face acest lucru, pot să mă duc eu să ridic direct de la ei de la sediu, dacă mi-e mai ușor așa. Și astăzi am fost inspirată să sun la Fan Curier, pentru că eu îmi propusesem ca astăzi să merg în oraș să rezolv chestia asta. Și am zis să sun totuși înainte la Fan Curier, pentru că oricum nu am avut o conversație foarte plăcută la telefon. Și m-am gândit să îi întreb dacă pot să iau coletul, să știu și eu ce fac. Și mi-au spus că nu pot ridica acel colet de la ei din sediu și să sun la Avon să rezolve ei problema. Asta am și făcut. Am sunat din nou la Avon, le-am spus că cei de la Fan Curier nu mă lasă să iau coletul și mi-au spus că vor suna ei și vor încerca să rezolve problema și să nu merg acolo până nu primesc confirmarea că au putut să facă ceva. Nu știu, dar sper să se rezolve și chestia asta. Astăzi este joi, mâine e vineri. Eu aștept telefon de la cei de la Avon. Am zis că îi las pe ei să se rezolve toată treaba. Dacă nu, coletul cred că cel mai probabil se va întoarce înapoi și posibil să placez eu o altă comandă corectă. Nu știu, probabil o să vă țin și pe voi la curent cu toată situația asta, dar e o mare învolmășală pentru o lipsă de comunicare, îi spun eu. Gata, am terminat aici să îmi organizez cursul de LIC și seminarul. Am zis să printez acum atât cursul cât și seminarul, pentru că, nu știu, mi se pare mai bine să scriu direct pe foi așa, pe lângă, să scriu explicații sau să scriu, nu știu, traduceri, de exemplu. Și aici mi-am pus cursul, iar aici dedesubt mi-am pus seminarul cu exerciții și o să rezolv exercițiile direct așa pe foaie și cred că e mai bine. Mi-am mai printat niște chestii și pentru alte cursuri, tot așa niște teme pe care le-am de făcut și acum vreau să mă apuc să rezolv o temă. Am de tradus aceste două texte și în afară de aceste două texte pe care le-am de tradus, mai am de tradus și niște propoziții pe care la fel le-am încercuit. Acestea sunt, deci mă apuc de treabă pentru că tema asta este pentru mâine și am aici în pat toate dosarele și toate nebuniile, iar acum o să mă apuc de acea temă și după ce o să termin, nu știu, sper să nu-mi ia foarte mult timp pentru că vreau să și citesc. Cam pe aici am ajuns la Doamna Bovary și nu am citit foarte mult, dar mi se pare că se citește ușor, deci cred că o să o termin cât de cât repede, dar trebuie mai întâi să mă apuc. Știți că eu vă spuneam în videoclipul cu lucruri pe care nu le cumpăr sau nu le mai cumpăr, că nu cumpăr niciodată lumânări parfumate. Ei bine, de data asta s-a întâmplat să avem o lumânare parfumată în casă. Cred că a primit-o mama cadou sau ceva. Și la ideea surorii mele am zis, haide să aprindem această lumânare care este una cu cafea și am acolo niște coși de portocală. Și aici o farfurie plină de portocale. Pentru că a venit acel sezon din an când consumăm foarte multe portocale. Și sunt convinsă că nu sunt singura care iubește portocalele și de asta vă rog și pe voi să-mi scrieți în comentarii dacă sunteți iubitori de portocale, mandarine, clementine. Acum o să savurez aceste portocale. Am terminat, apropo, tema pe care am avut-o pentru curs practic de italiană. Și apoi o să merg să fac un duș și o să mă pun să citesc. Sora mea deja s-a apucat să citească, văd aici lângă mine. Și ceea ce mă motivează și pe mine să continui să citesc. Bună, bună dimineața! Este undeva la ora 9 acum și eu sunt aici cu micul dejun. Pentru această dimineață mi-am făcut niște cereale cu iaurt. Am aici, bineînțeles, și cafeaua.
Astăzi este vineri și eu am curs începând cu ora 10. Am doar două cursuri astăzi, la 10 unu și apoi la 12 celălalt și m-am trezit undeva pe la 8. Din nou în dimineața asta, a fost așa o dimineață, nu îmi venea deloc să mă dau jos din pat, dar a trebuit să o fac. Și acum, după ce voi mânca micul dejun, vreau să citesc, pentru că aseară s-a făcut între timp ora 11 și nu am mai apucat să citesc. M-am băgat apoi direct la somn și acum mai am cam o oră până încep cursul, deci o să iau repede micul dejun și apoi o să vreau să recuperez ceea ce nu am apucat să citesc aseară. Iar apoi, mai târziu, după ora 2, când termin cursurile, ar trebui să fac ceva de mâncare, dar încă nu m-am hotărât. O să întreb și pe sora mea ce ar vrea să mănânce și ce ar vrea să facem. Și cam asta este până acum. E dimineață și încă nu mi-am intrat în formă, dar ușor, ușor o voi face. Bună seara, v-am pus într-un loc, nu vreți să știți, sunteți pe lampa UV, telefonul fiind sprijinit de două sticluțe de cleanser, cred că e acolo, și am pregătit aici toate ustensilele pentru că vreau să mă ocup un pic de unghiile mele, săracele nu prea au avut o perioadă favorabilă. Și m-am gândit eu că aș putea să le ajut un pic să se întărească, făcându-mi unghiile cu ojă semi-permanentă și să vă mai povestesc un pic din ce am făcut până acum. De pe la 2, de când am terminat cursurile, m-am apucat să gătesc ceva. Am făcut niște paste cu carne tocată, un fel de bolognese și am făcut niște piept de pui fript cu piure. După care am venit aici și am zis să-mi fac unghiile și acum de asta vreau să mă ocup, dar nu cred că voi filma procesul pentru că nu mă consider un expert sau nu știu. Dacă vreți să vedeți cum îmi fac unghiile cu ojă semi, vă rog să-mi scrieți să știu să fac data viitoare. Parcă nu aș vrea să mă ocup de nicio temă sau de ceva de la facultate. Vreau să mă relaxez un pic, să-mi fac unghiile, apoi cred că voi merge să îmi spăl părul și cam asta o să fie pe seara asta. Aș vrea să mai și citesc un pic, astăzi am mai reușit să citesc câteva pagini. Și gata, am terminat și eu să-mi fac unghiile, cam așa arată. Sper că le puteți vedea cât de cât. Le-am făcut până la urmă cu această ojă albă. Am decis să le las așa simple pentru că vreau să le las să crească și să mai prindă puțină viață, să se mai întărească puțin. Și acum o să mă pun să strâng toate chestiile de aici, să le bag înapoi în cutia lor și apoi cred că merg să fac o baie. Bună dimineața, prieteni! Astăzi este o nouă zi, este sâmbătă și ne vedem de la bucătărie, pentru că eu tocmai ce mă pregăteam să iau micul dejun, care va fi acesta. Voi mânca un iaurt cu cereale în dimineața asta. Mi-am pregătit și cafeaua și apoi o să trec direct la treabă. Astăzi aș avea câteva lucruri de făcut și nu vreau să pierd nici măcar o secundă. Și bineînțeles că pe voi o să vă țin cu mine și o să vă arăt tot ceea ce o să fac. Câteva ore mai târziu și cred că ne vedem din același unghi. Între timp m-am machiat și eu puțin pentru că urmează să plec în oraș, dar înainte vreau să mănânc. Mi-am pus acum niște paste pe care le-am făcut ieri și acum voi mânca. Ce-am mai făcut astăzi dimineața de când m-am trezit? M-am apucat să-mi transcriu un curs la pedagogie. Încă nu am apucat să-l transcriu pe tot, dar voi continua în momentul în care voi ajunge acasă. Și cam asta am făcut până acum, nu am apucat să fac cine știe ce, dar oricum voi continua treburile legate de facultate când mă voi întoarce acasă. Am ajuns și eu acasă de vreo 2 ore deja
Și m-am apucat între timp să îmi continui de transcris cursul de pedagogie. Am transcris înainte să plec, mi se pare că 4 sau 5 pagini și acum vreau să continui și cu restul, deși îmi ia mult timp și aș putea face altceva în timpul ăsta, doar că uneori mă simt mai bine să încep să fac lucrurile mai ușoare, sarcinile mai ușoare, dar care totuși cumva trebuie să făcute și nu am încotro. Și astfel încât încerc să nu mă aglomerez, să nu stau cu ceva pe cap și să fiu mereu cu gândul la aoleu, trebuie să fac și chestia aia și tot așa. Acum mi-am dat și ochelarii jos să mă vedeți un pic mai bine pentru că folosesc acel selfie ring light și o să mi se reflecte în ochelari dacă îi port, așa că am zis că îi dau un pic jos și machiajul meu de astăzi a rezistat destul de bine, cred că e un pic întins pe aici pe sub ochi, dar nu-i nimic, acum oricum stau în casă și nu mai ies nicăieri. Ce am făcut în oraș? La fel, cred că n-am apucat să vă filmez mai nimic, dacă mi-amintesc bine, dar am fost la sediul celor de la Fancurier, am rezolvat în sfârșit cu toată povestea cu acel colețel Avon și imediat să aduc și lucrurile, să vi le arăt. Am adus lucrurile aici și în principal am comandat acest produs care este un toner pentru deep purifying și de ce am ales să iau din această gamă este gama Clear Skin de la Avon, pentru că am încă două produse din această gamă și anume acestea pe care le-am folosit în videoclipul cu rutina mea de skincare. Le-am de foarte mult timp, nici nu pot să zic că le-am folosit în fiecare zi, mai ales masca, chiar nu am folosit-o în fiecare zi. Aici este gelul de curățare, o mască de față cu cărbune activ pentru tenul uleios și am zis să iau și acest toner. Chiar nu am nicio idee cum se va comporta acest toner, sper să fie în regulă, dar până acum mi-au plăcut celelalte două produse din această gamă. Și am zis hai să iau și acest toner și acum că mă uit la el mi se pare un pic mai mic față de cum mi-l imaginam eu, habar n-am de ce, dar o să-l folosesc și pe acesta în rutina mea de skincare. Nici nu știu dacă ar trebui să-l folosesc doar dimineața sau și dimineața și seara. Vă rog să-mi spuneți voi dacă știți și de fapt de ce am cumpărat acest produs. Am mai luat câteva mostre, dintre care aceasta care este un BB Cream, Beauty Balm Cream, SPF 20 UVA-UVB. Am dat această comandă mai mult pentru a realiza o campanie pentru aceste două rujuri pe care încă nu le-am desfăcut. Voiam să vă mai arăt aici că am și... am găsit mostra. Aceasta este mostra pe care am luat-o pentru mine, este Avon True Color Calming Effects Mattifying Foundation Fondant Matifiant. Deci cam asta ar fi. Și în ultimul timp am observat că îmi place foarte mult să testez mostre pentru că așa îmi dau seama de produse și de asta am zis să o iau. Iar mai apoi să vă arăt rujurile, haideți că o să le desigilez acum. Nu o să le și testez pentru că vreau mai întâi să le fac niște poze și eventual o să vedeți oricum un videoclip. Este rupt vârful. Cred că puteți vedea. Am văzut că această problemă este constantă și la celelalte fete, deci nu e o chestie că am primit doar eu. Așa, este aici, nu știu, a fost făcut praf vârful, habar n-am de ce o fi de la transport. Și apoi aici mai avem un corai. V-am spus că nu vreau să vă detaliez, să vă spun numele nuanțelor și așa mai departe, să vă fac swatch-uri, pentru că am de gând să filmez un videoclip separat pentru asta. Da, și acesta corai nu pot să cred, este tot la fel cu vârful rupt. Cam așa arată. Este un corai extrem de frumos, care mie mi se pare că bate destul de mult spre roșu. Revin și eu să îmi transcriu cursul și apoi să văd exact ce o să mai fac din temele pe care le-am. Nu mi-am pus în plan nimic ce vreau să fac după ce transcriu cursul, pentru că acum am de transcris vreo 10 pagini, cel puțin. Acum abia am terminat și eu să transcriu cursul
Și mă bucur că am terminat în sfârșit, mă doare mâna, m-am și murdărit. Gata, s-a terminat cu acest curs și acum voi merge să fac o baie, cred, vreau să fac un duș rapid și după asta aș vrea să mă pun în pat să continui să citesc, cred că voi continua să citesc Doamna Bovary. Am revenit în baie și tocmai ce m-am demachiat, m-am spălat pe față și pe dinți și acum vreau să folosesc această soluție, acest toner, care v-am spus și înainte cum se numește, așa că nu am să mai reiau. Și din câte am văzut eu aici pe eticheta lui, scrie că ar fi un toner, o soluție purificatoare pentru tenul gras și uleios, care promite că absorbe excesul de sebum și lasă pielea fără impurități și delicată. Ce credeți că s-a întâmplat? Am observat că de fapt nu am filmat nimic și că eu deja am folosit tonerul, dar oricum o să vă spun ce am făcut. Asta e, mi s-a umplut spațiul și mi s-a oprit filmarea fără să-mi dau seama. Am folosit acest toner, l-am aplicat aici pe o dischetă de machiantă și apoi am șters cumva fața, am și tapotat. Și apoi am venit și pe gât. Ei spun că ar trebui să-l folosești de 3 ori pe zi. Nu știu ce să zic, mie mi se pare cam mult de 3 ori pe zi. Pentru că fiind și pentru ten uleios, mi-e teamă să nu usuce prea tare tenul. Dar eu cred că îl voi aplica în fiecare seară, după ce îmi curăț fața, mă demachez bineînțeles. Deocamdată pot să zic că sunt mulțumită. Fața mea nu arată deloc bine, nu este într-o perioadă bună. Ce să facem? Herpesul ăsta pare că nu vrea să plece deloc. Asta e. Nașpa e că am depozat și filmat două rujuri și nu știu cum voi face asta. Voi mai aștepta totuși câteva zile și gata. Cam asta pe seara asta. Ne auzim mâine. Bună, prieteni, ce faceți? Sper că mă vedeți bine, deși îmi dau seama că este un cadru destul de ciudățel. Doar că nu știu dacă v-am spus, dar zilele astea mi s-a rupt trepiedul, așa că trebuie să mă descurc fără trepied. Momentan, prietenul meu a dat deja comandă de unul, la fel ca celelalte două care mi s-au rupt. Voiam să-mi iau altul pentru că am zis că dacă tot mi s-a rupt același tip de trepied de două ori, a treia oară hai să-mi iau altul și de asta sunt nevoit acum să vă țin acolo. Astăzi este duminică, este ultima zi din acest weekly vlog și eu astăzi m-am trezit, am mai strâns un pic pe aici prin casă, iar apoi m-am apucat să fac o supă de pui. Am gătit o supă de pui și vreau să vă spun că a ieșit delicioasă. M-am apucat de învățat și de teme și prima dată m-am pus să îmi transcriu câte ceva pentru un curs de italiană. Și am aici toate materialele, mi-am scris în agenda ce am de făcut și îmi dau seama că mă lasă și lumina de la ring light. Ei bine, vă spuneam că m-am uitat un pic pe cursul de italiană pentru că noi acum facem pasivizarea și acest capitol mi se pare destul de greu sau nu știu, cel puțin destul de greu pentru mine, nu prea l-am înțeles atât de bine, mai ales că am și lipsit la un curs. Dar încerc acum să citesc din toate cărțile de gramatică pe care le mai am și eu și să-mi dau seama singură despre ce e vorba. Haideți că v-am luat așa până la urmă. Vă ziceam că citeam din această carte de gramatică. Am vrut să citesc puțin, să nu rămân în urmă, pentru că dacă este un subiect pe care nu prea l-am înțeles, n-aș vrea să rămân totuși în urmă și să mă trezesc undeva mult mai înainte în capitol și eu tot să nu fi înțeles nimic. Așa că asta am făcut până acum, iar acum vreau să mă apuc să învăț pentru examenul de mâine, pentru că mâine am examen la LEC. Mă rog, un test este o mică parte din examenul final. O să dau acum din partea de seminar și am aici toate foile. Nu știu câte foi sunt, chiar nu știu. Și după ce voi termina cu învățatul pentru acest examen, vreau să mai fac niște teme și să citesc neapărat pentru că fac eu cum fac și nu-mi rămâne absolut deloc timp pentru citit.